ziua, dragi noștri prieteni, și bun venit alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Psihologia pentru Toți. După cum deja știți, în fiecare emisiune abordăm un subiect nou de actualitate, iar astăzi avem un invitat cu totul și cu totul special. E o persoană pe care eu personal o admir și o respect foarte mult. Sunt convinsă că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu. Bună ziua și bun venit alături de noi, lector universitar doctor Cristina Elena Stărică. Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi, dragii noștri, mi-ar place tare mult să abordez un subiect pe care în ultimul timp îl întâlnim din ce în ce mai des, și anume oncologia, pacientul oncologic. Începem pe rând. Mai întâi, ce este psihoterapia? De ce am avea nevoie de ea și când credem că ar trebui să apelăm sau nu la psihoterapeut? Psihoterapia este un domeniu interdisciplinar la granița dintre medicină și psihologie, cu elemente din domeniu, mai multe elemente din domeniul psihologiei, și dorește să diminueze efectele psihologice datorate unor conflicte, unor boli, unor disfuncționalități, unor tulburări, astfel încât persoana să fie sănătoasă, să reușească să își îndeplinească cu succes toate rolurile vieții sale, rolul profesional, rolul familial, rolul de cuplu, din viața de cuplu. Deci să aibă o viață echilibrată, să le placă și să treacă cu succes peste diferitele probleme ale vieții. Acesta este rolul psihoterapiei. Știm că suntem mai individual, fiecare cu problemele noastre, cu nevoile noastre, dar e o întrebare foarte des întâlnită. Cât durează psihoterapia? Când simțim efectele? Știm că sunt efecte diferite, e timp diferit, dar e o întrebare pe care o întâlnim aproape zi de zi. Nu pot să spun și nimeni nu poate să spună cât durează. Fiecare... Acum, psihoterapia se bazează pe cercetări științifice, pe teorii elaborate în urma experiențelor de viață, a cercetărilor făcute, și există curente terapeutice. Specialiștii în psihoterapie aleg să lucreze având la bază unul dintre aceste curente psihoterapeutice, să folosească instrumentele specifice unei anumite abordări. Iar aceste abordări au diferite modalități de a interveni. De exemplu, terapia cognitiv-comportamentală sfătuiește și ajută psihoterapeuții să elaboreze programele de intervenție cam în 10-12 ședințe, 15 ședințe. Există terapia de lungă durată, cum ar fi terapiile psihanalitice. Există terapiile de scurtă durată. În mare, psihoterapeutul intervine în funcție de problematica clientului, a pacientului. Există clienți care sunt sprijiniți de foarte mult de familie și cumva ei au valori de sănătoase de viață, dar reușesc să le implementeze mai greu. Ei, cu sprijinul unui psihoterapeut, aplică mult mai bine aceste concepte pe care le promovează psihoterapia și atunci evoluția e mult mai rapidă. Deci evoluția în psihoterapie depinde de client, de cât este de pregătit, de cât de multă încredere are în psihoterapeut, de cum își face temele acasă, și aici deschidem o altă ușă, capitolul teme, și o să revin un pic la capitolul teme, de cât de bine se pliază pe structura de personalitate a psihoterapeutului, dacă se completează, de sprijinul familiei, de tipul de problemă, pentru că într-un fel abordarea traumatică, de exemplu a traumei, poate dura un număr de ședințe mult mai mare de obicei decât, nu știu, rezolvarea conflictelor familiale.
dacă, în fine, cuplul nu are o vechime îndelungată în conflicte, în abordarea conflictelor. Deci, sunt foarte mulți factori care pot conduce la durata psihoterapiei. Și spuneam de teme, pentru că asta este iarăși un factor foarte important, cât de bine lucrează clientul sau clienții, dacă e vorba de familie, de cuplu, de mamă, copil, de cât de mult aplică acasă temele specificate de psihoterapeut. Teme care se deschid, se stabilesc în ședințe și apoi clientul trebuie să le facă acasă. Dacă exersează, dacă e deschis în timpul ședințelor și descrie conștiincios problemele care au apărut, dificultățile care le-a întâmpinat, ce a mers bine, ce a mers greu, atunci problema se rezolvă mai repede. Pentru că altfel știi să intervii și să schimbi pentru a avea efectul scontat. Iarăși, efectul scontat de client, de pacient, nu ceea ce crede psihoterapeutul. Da? Deci, la început, obiectivele se stabilesc în comun. Am deschis foarte multe, multe domenii. Știm destul de bine că medicina a evoluat foarte mult în ultimul timp față de cum era acum 10, 15, 20 de ani sau chiar mai mult în urmă. Și cu toate acestea, partea de oncologie încă sperie. Cum reacționăm? Ce ar trebui să facem dacă avem în jurul nostru sau dacă suntem noi în postură de a afla un astfel de diagnostic? Am observat, chiar dacă îi explici unui om, că e poate pentru unii ușor de înțeles, pentru alții mai greu, că și cancerul este de mai multe feluri. Nu toate stadiile sunt. Trebuie să începem din timp. Încă nu știm la început când primim vestea că e sau că nu e într-un stadiu avansat sau incipient. Dar cu toate astea am văzut reacții tulburătoare. Ce ar trebui să facem sau ce sfat dați membrilor familiei care au un astfel de, sau chiar inclusiv pacientului? Cum ar trebui să reacționăm și să gestionăm, să ne găsim puterea de a accepta și de a depăși? Spuneai că medicina a avansat și totuși oamenii se sperie. Acum, din păcate, medicii nu apelează foarte des la psihologi. Adică, într-adevăr, medicina a avansat și face treaba ei, intervine în bolile oncologice prin medicație, dar prea puțini medici intervin și pe, sau dau voie psihologilor sau cer ajutorul psihologilor pentru a interveni și prin, pe parte psihologică, să aici susțină să ajung clientul, care pacientul. Care este relația până la urmă între medicul, oncolog și psiholog? Ar trebui să formeze o echipă. Sunteți solicitați? Da, dar doar de anumite persoane. Sunt, în primul rând că sunt prea puțini psihologi în spitale. Chiar în spitale, da, acum discutăm despre oncologie, în spitalele de oncologie ar trebui să fie psihologi, cred că la fiecare etaj sau, nu știu, la câteva paturi. Sunt studii și sunt cercetări, sunt clinici deschise încă din anii 1980-70 în America, prin care boala oncologică, boala terminală este abordată atât din punct de vedere medical cât și din punct de vedere psihologic. Chiar prin intervenții de tip imagerie, rezolvarea conflictelor, abordarea situațiilor stresante, se face, asta este de competența psihologiei. Și se merge împreună. În ce mod, în ce fel, de exemplu, în ce fel medicația afectează psihicul persoanei, susținerea psihicului prin, atât prin medicații, cât și prin, prin medicația psihiatrică, cât și prin, pe partea psihologică. Deci ar trebui să formeze o rețea, să meargă împreună. Cum intervine psihologul în cazul bolnavilor care primesc vestea, că de aici am văzut că ai pornit. Vestea este, și spuneai că ai văzut efecte tulburătoare, vestea este într-adevăr, poate fi tulburătoare dacă ne gândim automat și avem credințele că boala ucide,
că boala este mortală, că boala desfigurează, că boala revine. Sunt credințe care apar de foarte multe ori în mintea pacienților. Și atunci, cancerul, oncologia, ca etichetă, este similară cu celelalte concepte, conceptele pe care le-am spus mai înainte. Și atunci oamenii nu se tem de boala în sine, de cancer, ci se tem de efectele sale asupra lor. Familia vine la pachet, se sperie, normal că se sperie. Și atunci, primul lucru pe care îl face psihologul este de a gestiona emoțiile. Emoțiile sunt firești. Nu este indicat să blochezi emoțiile. Să-i spui omului, revino-ți, hai să vedem ce-ai de făcut, nu plânge, că n-ai de ce să plângi. Primul lucru, atât persoana bolnavă, cât și sau persoana care găsește, are acest diagnostic, cât și familia, se sperie. Și atunci toate informațiile cognitive, informații despre ce trebuie să facă, sunt blocate. Pentru că este o veste traumatizantă. Rolul psihologului este de a fi acolo, de a lăsa acele emoții să curgă, a-i da spațiu persoanei să afle, să se obișnuiască cu informația și să poată auzi informațiile de care are nevoie pentru a intra în acțiune, a face ceva pentru el, a face ceva pentru familie. Atunci când avem astfel de situații în care bolnavul află vestea și familia are diferite reacții de panică, de spaimă, de îngheț, de frică, reacții emoționale, discutăm cu fiecare în parte de ce se teme, deci asociem aceste informații despre emoții, discutăm despre emoțiile pe care le are și emoția o asociem de credințe, de gânduri, de ce a trecut prin minte, de aspirații, de așteptări, ce crezi că se întâmplă, ce se poate întâmpla, ce te aștepți să se întâmple, de ce ți-e frică cel mai tare, pentru a putea debloca emoțional persoana și a putea ancora de credințe, de ceea ce gândește și pentru că aceste gânduri sunt mai ușor de gestionat, mai ușor de lucrat. Și se începe lucrul cu aceste gânduri, cogniții, cum le numim noi, care sunt iarăși mai ușor de controlat. Sunt multe etape prin care trece o persoană care se află într-o astfel de poveste, să zic așa. Până la momentul acceptării, sunt multe alte etape premergătoare. Mai greu accept subiectul, ajungi și acolo, dar până acolo este negarea, este respingerea. Este bine să lăsăm să treacă toate aceste etape sau trebuie să forțăm? Am întâlnit persoane, hai, lasă-mă cu astea. Oricum va fi bine. Trebuie să-l lăsăm să-și parcurgă aceste trăiri și aceste emoții sau trebuie să-l blocăm, să-l încurajăm și să mergem doar pe ideea va fi bine și atât? Nu știm dacă va fi bine. Sau nu știm care este binele pacientului. Pentru noi, binele înseamnă o calitate a vieții. Așa cum este pacientul la ora, la starea respectivă. Adică noi asistăm pacienții oncologici chiar și în ultimele stadii, când e clar că nu va mai fi sănătos, că probabil asta ai vrut să te referi, când ai spus bine. Da, vreau să ajung că aici. Va fi bine. Da. Când noi știm că nu va fi un rezultat așa cum ne-l dorim, știm că suntem pe ultima etapă a vieții, e bine să-l încurajăm și să-l... Deci nu hai că să va zicem fi bine. Că-l mințim. Prin dorința de a-l proteja. Îi spunem adevărul deci sau ideea nu este, ideea nu este să minți, ideea nu este să spui un anumit adevăr, ideea este să îi oferi calitatea vieții. Persoana bolnavă să se bucure de clipele pe care le are la începutul bolii, la sfârșitul bolii, la mijlocul bolii, să se bucure de ele,
și să trăiască intens viața așa cum poate, cu mijloacele pe care le poate și pe care le are. Nu e corect, nu este indicat să te raportezi la niște obiective pe care le ai tu ca persoană sănătoasă. De aceea nu pot să spun că îi le dăm un anumit răspuns privind cum va fi finalul. Noi nu știm cum va fi finalul. Și acum am întâlnit diferite situații și pot să spun că nu, nici nu ai de unde știi cum e finalul, pentru că sunt persoane care nu își mai doresc să treacă prin suferințe. Nu își mai doresc să trăiască. Pentru că, nu știu, poate le-i frică, le-i teamă de noi suferințe, le-i teamă de suferința celorlalți și atunci aleg să se retragă din viață. Și e alegerea lor. E acceptare. E tot acceptare. Da, într-un final. Și mă întrebai de etapele. Noi spunem etapele pierderii. Pierderii sănătății. Până ajungi la acceptarea situației și acceptarea vieții și într-adevăr a te întoarce atunci, în momentul în care te întorci, pentru a avea o calitate a vieții așa cum este situația atunci. Nu toți oamenii trec prin etapele pe care le-ai enumerat. Unii pornesc de la negare și apoi se duc direct în furie și apoi în acceptare. Sunt diferite abordări teoretice care încearcă să delimiteze etapele și le-au dat un nume. Acum, sunt mai multe abordări teoretice, nu este doar una universală. Noi cunoaștem foarte mult de abordările lui Kubler-Ross despre etapele pierderii, le numim, pierderii sănătății, pierderii unei aspirații, pierderii idealului, ideilor, și a enumera câteva din ele, adică blocajul inițial, apoi furie, negare, negociere, apoi depresie sau tristețe, o tristețe profundă și acceptare. Ei, sunt pacienți care și persoane care, nu știu, se înfurie, de exemplu, apoi se duc în etapa a treia pe care o precizează teoria, dar pentru aceștia e o etapă secundă de tipul furie, negociere, după aceea de acolo se pot întoarce înapoi în negare, pentru că nu știu, au negociat cu ei, au încercat să negocieze cu spiritualitatea și situația nu s-a schimbat sau chiar s-a înrăutățit și atunci pentru a-și proteja psihicul se întorc inconștient într-o formă de negare. Și apoi pot alege una din celelalte etape ale acestui proces până ajung la acceptare. Este un proces îndelungat, nu prea este previzibil, să știi unde se află, poți în prima fază să vezi doar etapa în care se află persoana sau chiar membrii familiei, că și ei trec prin stadiile acestea. Și apoi să mergi, eu ca psihoterapeut, să merg în pași și în ritmul clientului și să fiu acolo pentru a identifica etapa și starea emoțională, conform stării emoționale, și să îl pot susține pentru a putea să o depășească. Asta este important, să o depășească, să treacă în altă etapă, pentru a putea și scopul final, scopul mereu este acest scop de a avea o calitate a vieții, a observa ce este lângă el, cum se poate bucura de lucrurile mărunte care sunt lângă persoană. Tot spun despre pacient, client sau persoană, dar mă refer la faptul că și membrii familiei trec prin aceste situații. Și atunci când vorbim fie de pacientul oncologic, dar sau de un pur și simplu de un alt membru al familiei, adult, bătrân, copil, care trece prin situații asemănătoare. Bun, nu toți trec în aceleași situații.
Deci, într-o familie cu un pacient oncologic, nu sunt toți în aceeași etapă de a pierderii. Și atunci, fie există psihoterapia de familie care are ca scop să îi determină pe fiecare membru a familiei să vadă obiectiv consecința bolii asupra lor și atunci să lucreze ca într-o echipă, sau terapia individuală care abordează doar situația fiecărei persoane în parte. Cum este mai ușor de lucrat cu un pacient care abia are contact cu boala, nu știe ce înseamnă, nu știe etapele, nu știe ce urmează și cum se va desfășura, sau cu un pacient care deja are istoric în familie și a trăit absolut toate etapele alături de cineva drag din viață și știe ce urmează? Chiar poate dacă nu va avea același traseu, dar măcar știe. Cum e mai ușor cu cel care abia ia contact cu informația sau care deja a trecut prin toate acestea? Ușor nu este cu niciunul. Pentru că fiecare factor care ține de istoria personală a clientului poate îngreuna sau poate ușura drumul pacientului sau a clientului spre creșterea calității vieții, avea o calitate a vieții. Dacă este un pacient care debea afla de boală sau nu mai știe, nu știe foarte multe despre boală. Noi am descoperit că de multe ori, deși el pare că nu știe despre boală, de fapt el neagă. Sau se neagă ca să se protejeze sau neagă ca să afle noi informații. Uneori o neagă conștient ca să afle noi informații sau în speranța că îi vei spune altceva. Și în cazul acesta aparent are două măști și atunci tu trebuie să, ca terapeut, să transmiți mesaje celor două măști în ideea că la un moment dat ele se vor integra și persoana va putea accepta situația în care este și să lucreze, pentru că una este să transmiți mesaje de lucru pentru cele două părți ale unei singure persoane. Dacă a avut un istoric în familie, atunci trebuie să te lupți cumva. În primul rând, ți-ar putea boala să nu fie aceeași, să nu aibă aceeași direcție, să nu fie aceiași factori potențatori. Și atunci te lupți cu credințele pacientului datorat istoricului familiei, care sunt destul de greu de demontat. Și este o muncă dificilă cu fiecare persoană în parte. Acum că mă tot întreb despre cum e mai ușor, cum e mai greu și eu vin cu situații concrete, este foarte important să vedem ce este, care sunt factorii, și o să-i trec așa un pic pe scurt, factorii care determină ca persoana să aibă un anumit... o anumită atitudine în fața bolii și în fața rezolvării, în fața vindecării. Sunt acești factori istorici dați de istoria de istoria de viață a pacientului. Cum și-a trăit el viața, cum noi spunem despre locul controlului, cum vede că în ce mod viața i-a dat șanse. Dacă a avut noroc, dacă a avut ghinion, cum consideră el? Dacă a avut multe evenimente pozitive sau a avut foarte multe evenimente negative, apoi exemplele din familie, credințele din familie, acele evenimente traumatice din familie, cum le-a perceput, cum le-a interiorizat, apoi structura de personalitate, pentru că într-un fel lucrăm cu și într-un fel se va adapta situației. O persoană introvertită, într-un fel o persoană extrovertită, într-un fel o persoană cu conștiinciozitate ridicată, altfel cu conștiinciozitate scăzută.
cu agreabilitate, un fel de agreabilitate, adică cu deschidere spre rețeaua socială, care folosește rețeaua socială, într-un alt fel sunt cei care nu folosesc rețeaua socială, care se închid, sunt singuri, se izolează și în viața lor, dacă te uiți în istoricul lor, nu prea au avut prieteni. Și atunci e destul de greu pentru persoane, astfel de persoane să să-i ajuți, să folosești de factorii sociali pentru a putea să guste înapoi viața, să-i placă viața. Sunt mulți factori care determină această atitudine față de boală, față de situația curentă. Și atunci noi îi urmărim pe toți și îi evaluăm și folosim ca ancore, ca sprijin pentru a putea merge mai departe. Vreau să vă întreb despre îngrijorare. E firească, cu toții avem îngrijorări în viața noastră, dar unde e limita? Întâlnesc, am în grupul meu apropiat de prieteni persoane din domeniul ăsta, pacienți oncologici, și toate întrebările vin de acolo. Sunt întrebări foarte dese care mi le pun. Unii, sunt două echipe, două tabere, unii sunt extrem de agasați de îngrijorarea dusă la extrem a familiei, sunt mult prea protejați și deja simt ca un handicap, lasă-mă că mă descurc și singur, chiar dacă sunt bolnav sau chiar dacă trec prin etapele astea. Și mai este și cealaltă echipă care rămân fără prieteni, rămân fără familie, sunt marginalizați, ca și cum ar fi o boală contagioasă, deși nu este, rămân singuri. Unii sunt mult prea ocrotiți, alții nu sunt deloc. Cum e bine? Unde e limita acestei îngrijorări? Unde ar trebui familia totuși să se oprească și să-i lase libertatea de a se descurca singur, chiar dacă este bolnav? Și unde ar trebui totuși să facem gesturi, să integrăm astfel de persoane și să nu le îndepărtăm de noi? Da, e o întrebare dificilă, pentru că nu am un răspuns exact. Intervenția familiei, intervenția societății se face în scopul de a-l ajuta pe pacient să-și îndeplinească rolurile sale obișnuite. Adică să fie în continuare mamă sau părinte, mamă, tată, să fie în continuare să-și desfășoare mediul profesional, să fie poate în continuare copilul părinților pe care îi are, nașă, rudă, toate rolurile, femeie, bărbat, da? Să-și facă aceste roluri, să le îndeplinească așa cum poate. Și atunci și familia, și prietenii, și contextul social, colegii, șefii, să fie alături, în măsura în care poate, fiecare poate, să fie alături pentru ca acesta să le desfășoare cât mai bine. De exemplu, să sune din când în când, să îl țină de vorbă, să-i dea informații privind viața socială, informații pe care le apreciază, nu mai mult. Adică intervenția mediului social se face și în limita stării de sănătate a pacientului, dar și în limita modelului pe care l-a avut anterior, a tipului, atitudinii pe care pacientul a avut-o atunci când era sănătos. Dacă era o persoană activă, atunci să fie sprijinit să aibă cât de cât o viață activă. Dacă era o persoană mai retrasă, bineînțeles să nu îl lase să accentueze retragerea, ci să aibă o atitudine intermediară prin care să îl determine să facă acele lucruri care îi plăceau. Nu știu, poate îi plăcea și asta se și caută, se și urmărește în psihoterapie, în ședințele de terapie, să vadă acele locuri în care îi plăcea să meargă, acele teme pe care le discuta, care erau oamenii cu care le discuta, cum ar putea acum să relaționeze cu ei în acest gen. Ei,
îngrijorarea celorlalți e firească și vine din fricile lor. Deci și ei sunt oameni și o astfel de veste produce, are efecte și asupra celor din jur, a îngrijorărilor, a faptului că vor pierde pe cineva drag, a faptului că poate vor rămâne singuri. Au fost situații în care pierderea bolnavului însemna pierderea unei alocații, pierderea unor bani, din care câteva persoane ar fi supraviețuit, ceea ce nu-i de neglijat. Și atunci psihoterapeutul are darul de a negocia, de a urmări, a pune în scenă ceva ce altădată era firesc, acum a pune în scenă împreună cu ceea ce există, cu noua situație. A le arăta prietenilor, familiei, bolnavului că viața poate fi trăită aproximativ la fel ca atunci când erai sănătos, numai că apar niște delimitări, niște sunt trebuie să ia medicația, sunt schimbări în ritmul de viață al pacientului și cu acestea se merge mai departe, se pune în practică astfel încât persoana să, repet, cum am spus mai înainte, să-și îndeplinească rolurile pe care le are, cât mai multe. Abundăm de informație de peste tot, avem acces facil la informație, cunosc de asemenea, întotdeauna vin aici cu întrebări de la direct de la persoanele interesate și implicate. E plin internetul de sfaturi, neavizate, neverificate. Familia vine cu sfatul cules de pe internet. Cunosc persoană care nu îi permite familia să urmeze tratamentul indicat de spital și aici vorbim de un tratament foarte important. Este vorba de chimioterapie, de radioterapie. Pacientul vrea să continue un astfel de tratament, familia merge pe ideea că nu și mai bine continuă cu alte produse, hai să zicem leacuri bobești, că nu vreau să dau denumiri de astfel de tratamente de acolo pentru că nu vreau să lansez ideea de a merge mai departe. Ce ar trebui să fac un astfel de pacient? Cum să se împartă? Nici să nu refuze membrii familiei care, vorba aia, îi doresc binele și să meargă pe partea medicală, care este cea mai recomandată. Cum îl sfătuiți să aleagă? Cel lasă inima sau ce zice medicul și psihologul? Ca psiholog nu e treaba mea și nu pot eu să dau astfel de sfaturi pentru că medicul este cel mai în măsură să vadă, să explice care sunt efectele neurmării unui anumit tratament și să-l facă să conștientizeze că dacă își asumă să nu urmeze acel tratament, atunci consecințele specificate de experiență și de studiile de cercetare sunt acelea pe care le va povesti. Eu, ca psiholog, urmăresc să văd ce este în spatele acestor decizii, ce i-a determinat pe membrii familiei pacientului să aleagă acea cale non-formală, să își asume anumite responsabilități, să blocheze și să influențeze atitudinea pacientului. Sunt o mulțime de temeri, de raționamente pe care familia le are. Totodată să identific la pacient ce anume îl face să urmeze sfatul familiei, ce temeri are el, ce perspective are privind demersul terapeutic, medical, cum vede lucrul acesta, de ce se teme privind relația cu familia. Deci toate aceste lucruri sunt investigate și se de fapt se merge mai în spate la a
conștientiza, a explica, a vedea, a pune în fața tuturor membrilor implicați, a familiei în special, argumentele fiecăruia și a negocia cu ele. Eu am rolul de negociator în astfel de situații. Că, de fapt, acești factori conduc la deciziile pe care le iau. De exemplu, că au avut în familie persoane care n-au urmat sfatul medical și s-au vindecat. Că se tem de durere, pentru că în familia lor nu vorbesc despre durere sau nu i-a se acceptată durerea. Și sunt tot felul de lucruri și cu alea se lucrează. Ajungem și pe acel teren delicat. Pentru mine este delicat, nu știu dacă pentru toată lumea, însoțirea în moarte. E momentul acela când, oricât de mult ți-ai dorit să faci ceva, atât în calitate de specialist, de psiholog, de medic, de membru al familiei, avem limitele noastre și uneori chiar nu putem face nimic. Dar am sentimentul că toată greutatea cade pe psiholog într-un final, pentru că el este cel care îndrumă cum să pregătești familia și cum să pregătești pacientul în pragul morții. Ar trebui să cadă pe umerii psihologului dacă ar fi de față sau dacă s-ar apela la el, dar de cele mai multe ori cade pe familie și membrii familiei sunt uneori împovărați de această presiune pentru că nu știu cum e mai bine. Pentru că, de fapt, ei sunt împărțiți în interior, în cum ar face mai bine pentru ei și cum ar trebui să facă pentru pacient. În ultima etapă a vieții, e bine de urmărit rezolvarea acelor situații conflictuale, da, nu abordarea conflictuală, ci dacă persoanele implicate mai au ceva să-și spună sau mesaje pe care le au față de familie sau familia are mesaje față de persoana bolnavă. Să-l asiste, să stea lângă pacient. Chiar să-l lase să se ducă. Să-i transmită dragostea, să-i transmită iubirea, să-i transmită iertarea. E iarăși un capitol, că suntem întrebați de multe ori cum faci iertarea sau e necesară iertarea. Iertarea este necesară dacă persoanele au nevoie de iertare, dacă persoanele sunt pregătite pentru iertare. Adică cel care pleacă să plece liniștit, să aibă puterea sau să aibă, să-i se dea prilejul să transmită ceea ce are de transmis fiecăruia, mesajele sale de privind viața, privind familia, privind persoana din fața sa, sau lucruri mărunte pe care le dorește să le transmită, iar familia să iarăși să îl asiste și să-l asiste cu iubire. Să primească aceste mesaje și la rândul său să transmită iubire. Liniște. E nevoie de multă liniște între cei doi. Și iarăși, ca și psiholog, se urmărește reacțiile emoționale și factorii care au determinat acele reacții emoționale. Frică, dacă apare frica, dacă apare furia, dacă apare neputința, dacă sunt întrebări privind, nu știu, poate viața de dincolo sau viața de mai departe, fără acea persoană. Și, iarăși, să știi să se dea deoparte când nu e rolul său, de exemplu, viața de dincolo. Deci nu e de competența mea și atunci invit un preot sau îndrum familia spre un preot, preotul care este de aceeași religia lor,
pentru a îi ajuta să depășească momentul. E nevoie să fii acolo, să fii prezent lângă familie, lângă diferiți membri ai familiei, lângă pacient, dacă e cazul, și a vedea ce nevoie au și a interveni. Psihoterapeuții cu mai puțină experiență ne tot întreabă, bun, de unde știu ce am de făcut? Oare am să țin minte tot ce ne-a spus? Da, dacă ești acolo, îți vei da seama. Dacă ești în mintea ta și te întrebi oare ce trebuie să spun, oare ce trebuie să fac, oare am făcut bine, oare nu e bine, oare de ce plânge, atunci eu nu sunt acolo. Deci ideea este să fii acolo. La fel și familia, să fii acolo. Noi mai pledăm pentru ideea că sunt familii, sunt membrii ai familiei în care există, nu știu, conflicte vechi, care nu pot fi rezolvate și nu pot fi deschise atunci, în apropierea morții. Nu știu, poate copilul a rămas cu o durere mare sau o amintire dureroasă de foarte mult timp și i-a fost teamă să discute cu părintele său. Ideea este nu neapărat să-l deschid acolo, dacă nici copilul nu este pregătit. Iertarea se poate face și după plecarea, după ce persoana a plecat. Iertarea se poate face prin a vorbi despre persoana respectivă, prin a vorbi frumos despre persoana, a aduce mai departe mesajele persoanei care a plecat, a continua valorile persoanei care a plecat, a reverbera informații, gânduri, mesaje, valori ale persoanei care a plecat. Și în felul acesta, persoana trăiește pentru noi, persoana trăiește pentru ei. Despre persoana respectivă află tot mai multă lume. Și atunci persoana trăiește, ea rămâne. Și acea, de fapt, mesajul iertării, acesta este mesajul iertării. Când accepți și transmiți mai departe numai lucruri frumoase, căldură, că de fapt în spate stă căldura despre persoana care a plecat. Apelează familia la psiholog? Apelează pacientul direct? Sau apelează medicul care recomandă pacientului să vină? Câte puțin din toate, da, da. Cunosc personal pacienți care nu au mers niciodată la specialist, care întâmpină cu greu aceste probleme, care depășesc cu greu toate efectele care le are această boală și tratamentul. Am întrebat dacă a mers, dacă a cerut sfatul sau îi recomand eu să meargă și primesc mereu uimirea și cum să merg, dar eu nu sunt bolnav cu capul. Exact. Da, de multe ori psihoterapia este confundată cu psihiatrie. Psihoterapeutul este psiholog, nu este medic. Noi nu dăm pastile, noi nu dăm sfaturi, ci doar însoțim pacientul, clientul, nici nu îl numim pacient, îl numim client, și identificăm împreună cu el sau el identifică împreună cu noi dorințe, obiective, pași de parcurs pentru mai departe, astfel încât să se bucure de viață, să crească calitatea vieții, să se bucure de viață. Și da, oamenii nu prea știu. Ajung, de cele mai multe ori ajung persoane care au mai interacționat cu psihologii pe diferite situații. Ajung la început, de exemplu, când primesc vestea și sunt speriați și ajung datorită consecințelor traumei, a sperieturii în viața lor, a fricilor în viața lor. De multe ori bolnavul oncologic este atât de acaparat de chimioterapie, de medicații, de nevoia de a lua medicația, de efectele acestora în viața lor, pentru că le ocupă timpul, pentru că îi acaparează, încât uită
să meargă și pe partea asta psihologică. Uită că trebuie să abordeze și stresul care apare, că e nevoie să lucreze un pic și să se oprească și asupra conflictelor care le generează boala în viața sa, a interacțiunilor disfuncționale care apar, poate a durerii celorlalți. Pentru că de multe ori și mai mulți ajung în terapie membrii ai familiilor unde există un bolnav oncologic. Sunt copii care vin, adulți, tineri care vin pentru că... Dar de multe ori ei vin nu pentru că au un bolnav în familie și nu știu cum să-l abordeze, ci pentru că au atacuri de panică, au... nu știu, li se pare că au făcut dezechilibre în organism. Unii vin că li se pare că au făcut tot felul de boli care nu se nu ies la analize, nu se confirmă la analize. Și atunci medicul trimite la psiholog. Și când investigăm, de fapt, în spate este o mare frică pentru că a apărut această boală în familia lor. Unii chiar vin pentru că le e teamă că ar putea să se îmbolnăvească și ei. Cam așa ajung pacienții sau membrii familiilor în psihoterapie. Și foarte puțini pacienți vin pentru a lucra partea psihologică, a lucra asupra organismului cu psihicul. Pentru că asta fac clinicile, de exemplu, am dat exemplu în America, au implementat o strategie de tratament prin care ajută medicația să își facă efectul prin puterea gândului, prin puterea psihică. Prin faptul că, de exemplu, prin imagerie, da, ajungi la un moment dat la imagerie, că poate cei care ne privesc ar spune, de acum facem vrăj cu mintea. Ajungi treptat, prin imagerie, de exemplu, să ajuți medicamentul să acționeze asupra celulelor canceroase sau să susțină organul care este zdruncinat, traumatizat și așa mai departe. Deci există, sau să elimin factorii nocivi, influențele negative, gândurile disfuncționale care la rândul lor blochează anumite efecte ale medicației. Pentru că s-a dovedit că starea de bine crește și puterea de acțiune a organismului. Și atunci, în momentul în care crești starea de bine sau crești puterea de luptă a organismului, a minții, atunci crește și puterea de luptă a organismului. Deci, minte-corp. Dar foarte puțini oameni știu despre acest lucru și vin să facă acest lucru. De-abia de 2-3 ani, cred că, a apărut o carte tradusă, a fost tradusă o carte la noi, a soților Simonton, care au realizat acea clinică în America în anii 70. Deci ei aveau această clinică și cartea lor, dacă o să te uiți, ai să vezi, este și programul lor este, se sprijină pe foarte multe cercetări științifice și cartea tradusă în România este plină cu cercetări și cu dovezi că este foarte importantă puterea minții asupra organismului. Dar nu singura. Deci nu e de recomandat să lucrezi doar cu puterea minții, pentru că poate să nu fie eficient la unele persoane. Da, s-ar putea, că totuși nu există, nu degeaba apar și spunea în media acele situații în care oamenii aleg să se vindece cu puterea minții. S-ar putea, sunt cazuri, că nu iese fum fără foc. Dar au avut parte de o serie de factori care au susținut acest lucru. Probabil au fost mult mai puternici, probabil că au fost factori psihologici mai buni. Au avut un anumit istoric de viață, au avut o anumită structură de personalitate
au avut o anumită conjunctură, boala era într-o anumită etapă, de au reușit să meargă mai departe, au avut o anumită credință, contează și credința. Chiar dacă eu ca bolnav aș spune, da, cred în medicația asta și cred cu tot sufletul, nu știu și nu există o dovadă că în interiorul meu nu există un gând ascuns, un gând în inconștient care îmi spune nu e adevărat. Deci, nu sunt lucruri palpabile, demonstrabile și oricât aș spune eu, da, e adevărat, sunt mult mai multe alte studii care spun, da, stai un pic, că trebuie să spui nu știu cât timp, o perioadă despre asta. Nu este un lucru care să măsoare lucrul acesta. Credința aceasta, că mă voi vindeca cu puterea minții. De aceea e bine să mergi și să vezi exact situația pacientului și caracteristica lui pentru a putea face un anumit tratament. Exact. Mulțumim foarte mult că ați fost astăzi alături de noi. Mulțumim pentru sfaturile prețioase și îmi doresc foarte mult să ne reîntâlnim la o nouă emisiune, că aveți multe de spus, multe subiecte frumoase. Dragii noștri, mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Așteptăm întrebările dumneavoastră și tot ceea ce ați dori să vedeți pe parcursul următoarelor ediții. Până atunci, bucurați-vă de viață, păstrați-vă sănătatea și căutați specialiștii. De aceea sunt aici alături de noi. Zi frumoasă și toate cele bune! Zi frumoasă!